4 persoane au fost rănite după ce un autocar școlar a intrat în coliziune cu un autovehicul în statul american California. Accidentul a avut loc miercuri 10 februarie în sud-estul Californiei. La bordul autocarului școlar se aflau 19 elevi de liceu. Potrivit autorităților, 3 persoane care se aflau în mașină au fost rănite. Una se află în stare gravă, iar celelalte 2 au răni moderate și minore. Doar unul dintre cei 19 elevi a fost rănit în coliziunea celor 2 vehicule, fiind spitalizat cu răni moderate.